Autoritățile de la Kiev au luat peste picior și pe bună dreptate bâlbâiala autorităților de la București. Autoritățile de la Kiev se miră că noi nu am doborât cele două drone care au violat spațiul aerian al României și că mai mult am ridicat și avioane, spun autoritățile, pentru a le escorta atunci când ele au bombardat Odessa. Au dreptate autoritățile de la Kiev și este absolut regretabil modul în care reacționează Bucureștiul. Care ce așteaptă? Așteaptă aprobare din partea NATO pentru a-și apăra teritoriul violat de drone rusești? Așteaptă, cum au spus reprezentanții guvernului, un acord scris cu Ucraina în acest sens, de ce trebuie să ne dea nouă Ucraina uh, permisiunea de a dobori uh, dronele uh, unui alt stat care ne violează uh, spațiul aerian?